președinte, director județean, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, îl susținem în continuare, domnul economist Gheorghe Cocină, care este vicepreședinte UNEPR Gorj. Deși a obținut nouă funcții în urma semnării protocolului, cei de la UNEPR își mai doresc însă o funcție, cea de inspector școlar adjunct, și promit că vor lupta să-l convingă pe Ionu Rușeț, președintele PDL Gorj, să le dea și acest post. Vreau să vă precizez faptul că ne-am dorit o funcție importantă la nivelul județului Gorj și n-am reușit să o obținem. Experiența domnului președinte Rușeț de-a lungul vieții dânsului ca lider de sindical este mult mai mare decât a mea, o recunosc, și n-am reușit să obțin ceea ce ne doream noi atât de la nivel național și județean, și anume o funcție de inspector școlar adjunct. Nu renunțăm la această funcție, domnule președinte, avem resursă umană pentru acest lucru. Acum, dacă funcțiile au fost împărțite, UNEPR trebuie să găsească și oamenii care să ocupe aceste posturi.